Centrul Cultural Pitești, prin Clubul de Istorie Armand Călinescu, a organizat simpozionul cu tema Semnificația Unirii Principatelor Române sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza. Manifestarea prilejuită de sărbătorirea 154 de ani de la Mica Unire a cuprins o dezbatere publică despre contextul în care a avut loc evenimentul, precum și o expoziție de numismatică și decorații de război, oferită de cântărețul bisericesc din Comuna Albota, Cosmin Ionuț Radu. La reuniune au participat elevi și cadre didactice de la Colegiul Național Zinca Golescu, Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, Colegiul Tehnic Armand Călinescu și de la Colegiul Economic Maria Teiulanu. Ce trebuie să înțelegem este că acțiunile din ianuarie 1859 au fost prilejul unor contexte internaționale care l-au generat, la fel cum se va întâmpla și în 1918, și că ele au reprezentat primul pas spre ceea ce o comuniune de persoane, o comunitate își poate dori. Crearea unui stat care să fie generat de o națiune, o civilizație și o cultură proprie și, evident, o religie. Principalul eveniment care a dus la unirea principatelor a fost războiul Crimeei. În urma acestui război, Imperiul Rus ieșea înfrânt, iar protectoratul Imperiului asupra țărilor române, aici, incluzând țara românească și Moldova, era înlăturat și înlocuit cu garanția colectivă a marilor puteri, care, evident, au oferit Imperiului Otoman suzeranitatea asupra acestui teritoriu. În cadrul conferinței de pace de la Paris din anul 1856, fiecare stat și-a urmărit propriul interes atunci când a venit vorba despre unirea principatelor. Pe de o parte, se urmărea slăbirea Imperiului Rus. Din acest motiv s-a înlăturat protectoratul și s-a impus o garanție colectivă. Cele trei județe, Cahul, Ismail și Volga, erau cedate Moldovei pentru a îndepărta granița rusească de strâmtorile Bosfor și Dardanele. Iar pe de altă parte, navigația asupra Dunării era înlocuită de sub organizarea rusească și trecută sub reglementarea Comisiei Europene a Dunării. În programele desertar ale Revoluției de la 1848, în care românii își puteau expune fără teamă de repercursiuni externe, toate gândurile și toate năzuințele, se spune că cheia bolții, fără de care întreg edificiul național s-ar prăbuși, trebuie să fie unirea Moldovei și a țării românești. Lucrul acesta era clar afirmat în programul din august 1848, redactat în Bucovina de către Mihail Cogălnicianu. De asemenea, se cere unirea Moldovei și a țării românești într-un stat românesc, deci condus de români, neatârnat și în principiile noastre pentru reformarea patriei, programul redactat de revoluționarii moldoveni care participaseră la Brașov în mai 1848, după ce se retrăseseră de la adunarea de la Blaj. Sigur, pe 1859 s-a pus baza statului român și imediat, aproape imediat, deci Alexandru Ioan Cuza a trecut la emiterea actelor, documentelor noului stat. Cele mai importante, desigur, au fost secularizarea verilor mănăstirești, prin care mănăstirile închinate, bisericile și mănăstirile care erau închinate celor la stat de la Muntele Athos, nu mai plăteau dările către acestea și treceau și în domeniul statului foarte multe suprafețe de pădure. Deci a fost o lovitură puternică pentru biserică. Se spunea că biserica nu l-a prea iubit pe Alexandru Ioan Cuza din cauza aceasta. N-a schimbat tronul Moldovei, biata Moldova, pentru un alt tron înalt al Europei. Acestea au fost cuvintele pe care Mihail Cogălnicianu, personalitate puternică, reprezentant al generației bașoptiste și militant al Unirii Principatelor Române, le-a pronunțat. Originar din Basarabia, Mihail Cogălnicianu a fost nu numai om politic, a fost istoric, a fost profesor de istorie, a fost membru al Academiei Române, a fost scriitor, ziarist, dar și prim-ministru
al Moldovei și ulterior al Principatelor Române pe o perioadă limitată de timp. De mic copil, fiind și credincios, zic eu, într-o oarecare măsură, cântăresc bisericesc la parohia Albota de jos. Toată lumea mă știe, toți consătenii, copilul mic care mergea pe morminte să caute bănuți sau diferite lucruri vechi. Ce să vă zic, m-am împrietenit cu foarte mulți veterani de război, care i-am mai avocat din cel de-al doilea război mondial, și am strâns câteva decorații, dovadă și mărturie, pentru ceea ce au câștigat pe câmpul de luptă. Spuneam și rândul trecut, când am lansat cartea Eroi și Veterani Aboteni, cu oamenii ăștia n-au fost să câștige aver sau temir ce funcții înalte sau jertii pentru țară. Și au rămas acolo undeva. Am aici și o decorație de la 1877-1878, din războiul ruso-turc. Am și o baionetă de la renumita pușcă Crânca, care au folosit-o ostașii ruși. Din păcate, nu s-a mai păstrat întreagă, este o parte dintr-un iatagan turcesc. O parte dintr-un pistol flintă, cum se folosea pe acele vremuri. Baionetele folosite în primul și al doilea război mondial. Decorațiile cele mai cunoscute din timpul domniei regelui Carol I, care a domnit din 1866 până în 1914, coroana României, da, în grad de cavaler, virtutea militară, care era foarte greu de numai cei invalizi sau cei care aduceau o bravură deosebită pe câmpul de luptă. De asemenea, bărbăție și credință cu spade, cruciada comemorativă în timpul lui Ioan Antonescu cu marelui mareșal Ioan Antonescu, pe care eu îl respect. Am aici trecerea Dunării din 1913, din războiul balcanic, la care România a participat, din primul război mondial și mai multe lucruri, monede, crevete militare.